Mihai, bine ai venit la Viitorul. Spune-ne de ce ai ales să vii aici. Bine v-am găsit, în primul și în primul rând. Vă dați seama că e campioana României. Am ales, am vrut să... Am fost în discuții și anul trecut să ajung aici. În păcate n-am putut să ajung. Au fost altele la mijloc, nu contează. Dar mă bucur că în sfârșit am ajuns și că mister a avut încredere în mine și sper să nu dezamăgesc. Viitorul are foarte mulți jucători tineri în componență, mulți promovați din cadrul Academiei. Cum se vede această șansă pe care o oferă tinerilor și din afară? Da, e un lucru foarte bun că se bazează pe tineret și de aceea am și ales să ajung aici, pentru că exact pe stilul meu, se pliază pe stilul meu și sper să facem o treabă foarte bună împreună. Ce îți dorești? Care sunt obiectivele tale? Obiectivele? Bine, știți foarte bine că trebuie să prindem play-off-ul, mai sunt 4 meciuri din campionat, trebuie să câștigăm toate cele 4 meciuri și sperăm că la finalul campionatului să fim pe loc de play-off. Ai și un obiectiv personal? Ce de a intra în play-off-ul Viitorul. Succes! Mulțumesc!